Salutare și bine ați venit pe canalul meu de Ciofi și acest canal. În fine, am o mică problemă și sper că poate mă puteți ajuta voi. Am site-ul acela, blog, mai multe blog decât site, cu știri și tutorial despre Linux și open source, rootlinux.ro. Și am făcut și eu aici pe WhatsApp un canal unde să promovez și eu articolele publicate pe blog. Acesta este canalul Rootul Linux. Și dacă mă duc în sus, să iau niște informații despre canal. Și am postat legături, link-uri spre articole. La început, când postam sau distribuiam numai link-ul, legătura de la articol, după cum vedeți, lua automat imaginea și titlul și o mică descriere de la articol. Toate bune și frumoase până la un moment dat. Aici, când am distribuit această legătură, n-am mai vrut să iei nimic, nici imagine, nici titlu. Îi link-ul curat. A doua zi, după cum se vede și pe WhatsApp, la dată, a început iar să funcționeze cum trebuie. Mai jos, dacă dau poza, a început să o pună mai mare WhatsApp-ul. Cu titlul, cu o mică descriere, legătura spre articol, până în acest moment, care sunt două articole postate sau trei în acea zi, patru chiar. Și la ultimul articol postat aici n-am mai vrut să iei nici titlu, nici imagine, nimica, așa că imaginea care se vede aici e pusă separat față de legătură, mai jos la fel. Imagine să și vede că nu mai apare nici titlu, nici descriere, deci imaginea e pusă separat față de legătură. Aici mai sus, de exemplu, dacă se dă click sau tap sau cum vreți să-i spuneți când apăsați cu degetul pe imagine, se deschide articolul. Aici mai jos nu, se deschide numai imaginea. Ca să deschideți articolul, trebuie dat click pe legătură. Și ultimul articol postat, n-am mai vrut să introducă imaginea, nici imagine, nimic. Deci nu le-am mai făcut eu separat imaginea. Și mă gândeam că poate știți voi care este problema. De ce nu-mi ia imaginea și titlul de la articol automat, așa cum s-a întâmplat cu ceva zile în urmă? Aceasta este problema pe care o am cu WhatsApp-ul. Și aștept o idee, un sfat de la voi. Vă mulțumesc că a stat până la sfârșitul acestui clip și vă aștept la următorul clip. Vă mulțumesc!